Tragedie la Petroșani, în urma căreia trei persoane, bunica, mama și nepotul, și-au pierdut viața într-un incendiu provocat intenționat de una dintre victime. În noaptea de duminică, un locatar dintr-un bloc de pe strada Carpați a alertat pompierii și poliția din Petroșani după ce a simțit miros de fum și a văzut flăcări ieșind pe sub ușa unui apartament. La fața locului s-au deplasat imediat pompierii, polițiștii și echipajele SMURD. Pompierii au spart ușa apartamentului, iar în casă au fost găsite trei victime, respectiv un polițist local de 30 de ani, mama și bunica acestuia, toate decedate. La ora 22:45, ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Municipiului Petroșani a fost sesizat telefonic de către unul din locatarii blocului 2 de pe strada Carpați din Petroșani despre faptul că din unul din apartamentele situate la etajul 1 iese fum și este posibil ca în interior să fie un incendiu. La adresa indicată s-au deplasat de îndată echipaje de poliție și ale detașamentului de pompieri Petroșani. În jurul orelor 22:45 de minute am fost anunțați de producerea unui incendiu în Petroșani, pe strada Carpați. Ne-am deplasat la fața locului cu un autovehicul de stins incendii și un autosanitar SMURD. Am ajuns la fața locului, am constatat că ardea în interiorul unui apartament, în etajul 2. Am forțat ușa pentru că era blocată, am pătruns înăuntru și am descoperit trei victime, trei cadavre. Primele cercetări dezvăluie o ipoteză șocantă. Se pare că femeia în vârstă de 58 de ani a murit cu o zi înainte, omorâtă chiar de propriul fiu, pe corpul acesteia existând urme de lovituri. Este vorba de trei victime care au fost găsite într-o locuință din municipiul Petroșani, decedate, se pare, în urma unui incendiu. Totodată pot să vă mai confirm faptul că decesul uneia dintre victime a survenit undeva în noaptea de 8 pe 9 septembrie, deci cu o zi înainte de declanșarea incendiului, victimă care se pare că prezintă politraumatism la nivelul capului și a toracelui. Anchetatorii sunt de părere că tânărul polițist local s-ar fi certat cu mama sa și ar fi lovit-o până când aceasta a decedat, după care a părăsit locuința. Bărbatul a revenit acasă în seara următoare și când a realizat ce a făcut, a decis să-și pună capăt zilelor, incendiind apartamentul în care se afla și bunica sa imobilizată la pat. Tânărul a blocat ușa de la intrare cu un dulap, a dat drumul la gaz, după care a deschis focul care a cuprins întreaga locuință. Este posibil bărbatul de 30 de ani să o fi lovit pe mama sa în urma unor discuții și altercații pe care le-au avut și în urma acestor lovituri să fi survenit decesul, iar a doua zi să fi procedat la incendierea locuinței în care se afla și bătrâna de 86 de ani și automat și moartea bărbatului. A fost cunoscut cu unele probleme psihologice în toamna anului 2011, de aceea a fost reevaluat în ianuarie 2012 pentru că se cunoștea acest lucru. Trupurile neînsuflețite ale celor trei victime au fost transportate la morga Spitalului de Urgență Petroșani pentru efectuarea necropsiei. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale acestei tragedii. Din fericire, incendiul nu a afectat alte apartamente din bloc.